Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. După ce s a umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și îi vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Isus. Da, Doamne, i-au răspuns ei. Și El le-a zis, de aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă rog să ședeți să ședeți în prezența Domnului și stăpânul să cerceteze fiecare inimă. În afară de noi, cei care suntem în mod fizic aici, în sanctuarul Bisericii Betania, în această seară de iarnă, duminică 19 ianuarie, sunt cu noi frați, surori și alți români care, indiferent unde sunt ei în mod geografic în această seară, ei sunt în Duhul cu noi închinându-se lui Dumnezeu. Îi salutăm și îi binecuvântăm în numele Domnului. În această seară, frați și surori, aș vrea să rostesc predica aceasta în numele Domnului Isus și pentru binele sufletelor noastre. Dumnezeu ne-a surprins în această seară, într-o clipă a existenței noastre vremelnice și ne vorbește despre lucrurile cu adevărat importante și despre calitatea vieții spirituale pe care Dumnezeu o controlează prin îngerii săi. Și predica mea se intitulează Mulți chemați, Puține aleși. Titlul acesta conține o avertizare solemnă, o avertizare ce creează o uriașă responsabilitate în inima noastră. Aș vrea să vă aduc aminte că în jurul anilor 29 după Hristos, cu aproximativ 2000 de ani în urmă, pe malul Mării Galilei, în partea de nord, Domnul Iisus spunea în fața la foarte mulți oameni aproximativ 10 pilde, învățându-i despre împărăția lui Dumnezeu. Primele patru le-a spus mulțimilor și ucenicilor care erau lângă el. Celelalte le-a spus doar ucenicilor. Și mai târziu, așa cum am citit în text, i-a întrebat, Înțelegeți voi ce vă spun? Și ei au spus, da, Doamne, Fiind pe malul mării, acolo unde erau de obicei oameni care se ocupau cu pescuitul, era un timp și un loc potrivit să spună o pildă în mijlocul căreia există experiența pescarilor care pescuiesc pești din apă, din mare. Scopul acestei pilde, scopul central al acestei pilde, este să-i explice calitatea Vieții oamenilor care sunt în împărăția lui Dumnezeu și criteriile de selecție, de evaluare, care pun în evidență această calitate. De pildă, ce este bun este primit, ce este rău este aruncat. Iată, dar diferența între calitate și absența calității. Numai ce este de calitate este primit. Ce nu este de calitate este aruncat afară. Iar această selecție o fac îngerii lui Dumnezeu. Criteriile de selecție este evaluarea calității. În Iacov, capitolul 1, versetul 12, Apostolul spune: ferice de cei ce rabdă ispita și ai crede că este suficient. Dar Biblia continuă ca și cum este puțin doar rabzi Spita. Și Apostolul spune că după ce a fost găsit bun, numai după ce a fost găsit bun, va primi cu una vieții pe care o, fa o, o făgăduiește Dumnezeu acestei categorii de oameni. Dumnezeu se uită la oamenii din împărăție și așteaptă să-i găsească bun. Această calitate îi califică ca să rămână și să intre în împărăția lui Dumnezeu. În această seară vreau să împărtășesc cu dumneavoastră, frați și surori, despre urgența și responsabilitatea acestei calități de a fi găsiți buni. Pentru că numai după ce am fost găsiți buni, Promisiunea lui Dumnezeu, care acum este potențială, pentru toți cei chemați, se activează. Trebuie să fie și partide între voi, spune Pavel, aproape greu de înțeles, ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Dumnezeu are metode ca să selecteze între bun și altfel. Și doar cei buni vor intra. Toți sunt chemați. Și în prima fază, toți sunt invitați. Dar mai apoi, pentru calitate, numai cei selectați pe criterii de evaluare de calitate, cei găsiți buni, vor intra. Mulți chemați, dar puțini aleși. Iar criteriul de selecție este calitatea este excelența. Pentru că nimic întinat nu va intra în cer. Nimic întinat nu va intra în cer. Astăzi în biserică mulți sunt chemați, dar mai târziu în cer, puțin vor intra. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră acest cuvânt Aducându-vă aminte că pilda năvodului vorbește despre o unealtă, un instrument de pescuit, o plasă mare pe care o foloseau pescarii cu ajutorul căreia prindeau pești. Prindeau tot felul de pești și prindeau nu numai pești, toate celelalte viețuitoare care erau împreună cu peștii în apă. Mai întâi să definim elementele pildei pe care le folosește Domnul Isus. Pentru că o pildă este o întâmplare imaginară pe care Domnul o spune în contextul unor experiențe omenești, experiențe cu care Dumnezeu asociază adevăruri spirituale, pentru ca, puse în paralel cu experiențele omenești pe care le înțelegem bine, să înțelegem și experiențele spirituale asociate. Cu, să înțelegem și adevărurile spirituale asociate cu experiențele noastre. Așa se face că Domnul tot ce spune în mod fizic din meseria pescuitului are corespondent spiritual. Așa se face că Domnul vorbește despre mare, dar marea este lumea. Domnul vorbește despre pescarii care pescuiesc, care prin peștii, și aceștia sunt, în general, credincioși, în special, slujitorii Evangheliei. Năvodul este împărăția lui Dumnezeu, în general, și în special, Evanghelia lui Dumnezeu. Corabia este biserica lui Dumnezeu, biserica mondială. Sărmul, malul, este sfârșitul veacurilor. Când vom ajunge acolo, s-a terminat. Vasele în care sunt peștii sunt bisericile locale. Selecția este judecata finală. Atunci, nu oameni, nu pastori și comitete și ființe angelice trimise de Dumnezeu, cu multă competență și cu deplină obiectivitate, după criterii de selecție de calitate, vor spune bun, păstrat, rău, aruncat. Cine selectează sunt îngerii. Atunci când vorbim despre etapele pildei, trebuie să acceptăm faptul că Biblia vorbește despre două etape. Vorbește despre procesul pescuirii pe care îl fac oamenii, aceasta este partea umană a împărăției lui Dumnezeu și vorbește despre eveniment, evenimentul selectării care este partea divină. Pilda are aceste două părți. Cea mai mare parte este un proces, este procesul pescuirii, este procesul adunării. Mulți sunt pescuiți, mulți sunt chemați, este un proces Pescuirea în vremea aceea ținea cel puțin 5-6 ore. Dacă nu o noapte întreagă sau o zi întreagă, era un proces. Și pescuirea o fac oamenii. O fac oamenii lui Dumnezeu pentru semenilor care sunt în mare, adică în lume. Și Biserica lui Dumnezeu pescuiește. Și oamenii lui Dumnezeu pescuiesc. Ei fac lucrul acesta trimiși de Împăratul. Și mulți sunt chemați. Și mulți sunt pescuiți și mulți sunt adunați. Și ei sunt în barcă, ei sunt în corabie, ei sunt în biserică, dar sunt încă în viața umană. Și aici sunt tot felul de pești prinși. Și cel mai probabil că pe lângă toți peștii aceștia prinși, sunt și alte vietăți pe care le găsesc în apă. De pildă, pot fi raci, în apă sunt și raci. Pot fi broaște. În apă sunt și broaște. Pot fi alge. Cei care ați pescuit, vă aduceți aminte despre alge. Pot fi de asemenea tot felul de crustacee care se găsesc în apă. Ei, pe lângă tot felul de pești, când se trage năvodul, plasa aceea, ea adună tot. Ea strânge tot. Și pescarii, când trag năvodul, trag cu toate acestea în barcă. Și selecția nu se face în barcă. Și procesul pescuirii durează poate o noapte, poate o zi și pescarii adună. Și mulți sunt adunați. Și mulți sunt chemați. Și adunați în barcă. Și sunt toți acolo, în același loc. Numai că atunci când se termină procesul al pescuirii, al adunării, al chemării, al statului împreună, în barcă, în biserică. Procesul acesta se încheie și debutează un eveniment care începe. Ei merg la mal și acolo urmează un eveniment al selectării. Nu tot ce a fost prins în năvod rămâne, ci numai lucrurile de calitate. Dacă sunt raci, evident, ei nu rămân. Dacă sunt broaște, nici vorbă. Dacă sunt alge, ce să faci cu ele? Crustacee, nici atât. Nu mai imaginați-vă, dacă vorbim puțin simbolic, neastră știți că racii merg înapoi. De multe ori în năvod, sunt și astfel de persoane care merg înapoi. Probabil că putem să-i definim aici pe cei care sunt nepăsători, și pe cei care sunt negativiști. Nimic nu merită făcut. Mai bine ne dăm înapoi. Nu ne avântăm. Nu începem de frică că nu o să reușim să terminăm. Și mai bine ne dăm un pas înapoi. Dacă și Hristos ar fi dat înapoi când era în grădină și când s-a gândit dacă să se dea înapoi sau nu, astăzi nu ar fi existat locul acesta și nici cartea aceasta și nici amvonul acesta și nici noi. Există posibilitatea să existe raci care ei se dau înapoi. Ei nu vor fi selectați. Există posibilitatea să fie, să fie broaște. Fiecare dintre noi am văzut cel puțin o dată în viață broaște. Sunt caracterizate de wac, 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 wac. Broaștele în general fac multă gălăgie. O răcăie. Dacă ne gândim la o comparație, ar fi multă bârfă, multă cleveteală, vorbă multă, zicea bunica, sărăcia omului. E ușor să vorbești mult și uneori înlocuiește să faci ceva. Dacă este vorba despre astfel de activități, nu are nimeni nevoie de ele. Broaștele vor fi aruncate afară. Dacă vorbim de alge, vorbim de oportuniști care se agață și de manipulatori, care trăiesc pe agățându-se de cineva, nici de aceștia nu e mare nevoie, că uneori de-abia te duci pe tine, dar să-i mai târă și pe alții. Sau dacă vorbim de crustacee, de suprafețe din astea mai rigide, care zgârie, care agață, care rănesc, care îndurerează, nici de asta nu e mare nevoie. Acolo pe mal există un eveniment al selectării. Și pilda are aceste două părți. Prima parte este un proces și oamenii sunt implicați și mulți sunt chemați. Și mulți sunt invitați, și mulți sunt trași afară. Și cum sunt trași, sunt puși în barcă. Dar acolo este o grămadă cu de toate. Și ai impresia că așa va fi întotdeauna. Dar nu toți cei chemați vor fi aleși. Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Însă această, această selecție nu se face în barcă. Ea nu se face în biserică. Ce unelte! Ce aparate, ce capacități avem noi să deosebim în această seară pe cei buni de cei răi? Dacă cineva întrece măsura și public și în mod repetat ofensează neprihănirea și onoarea Bisericii lui Dumnezeu, atunci dintr-o dată noi îl scoatem dintre noi. Dar când e vorba de criterii interioare de selecție, unde noi oamenii suntem subiectivi și n-am avea o deplină și o obiectivă capacitate de apreciere, noi acum când suntem în barcă, când pescuim, când îi chemăm pe oameni la Evanghelie, nu avem capacitatea să selectăm. Noi doar spunem, Iisus te iubește, Iisus vă iubește, veniți la El voi toți cei trudiți și împovărați și El vă va da o dihnă. Noi astăzi scoatem din marea lumii, prin Evanghelia lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu, sufletele pierdute și invităm pe orice om să creadă și să se pocăiască ca să fie mântuit. Astăzi este vremea pescuitului și pescuitul este un proces și procesul acesta este făcut de oameni, de muritori ca mine și ca dumneata. Nu-i timp de selecție acum, selecția nu se face în barcă, acum este vreme de pescuit, acum este vreme de strâns, acum este vreme de adunat, acum este vreme de umplu barca. Acum este vreme de umplut barca. Toți pescarii trebuie să-și ridice mânecele și să prindă pește, să tragă de năvod, să scoată peștii din mare. Este responsabilitatea noastră. Pentru aceea suntem aici. Dumnezeu ne-a trimis să facem meseria aceasta. Suntem împuterniciți de El. El a spus duceți-vă și eu voi fi cu voi în fiecare zi, până la sfârșitul veacurilor. Cine e sfârșitul veacurilor? Țărmul până veți ajunge la țărm, eu voi fi cu voi, eu voi fi cu voi, eu voi fi cu voi. Este promisiunea celui preanalt, numele lui este Domnul, el nu se face de rușine, el nu promite și uită ce a făgăduit, el este cu noi, el ne dă putere. Duhul Domnului este cu noi, Evanghelia Domnului este cu noi, suntem insuflețiți de Duhul lui Dumnezeu. Și el este cu noi ca să ne încurajeze, să ne întărească, să ne inspire. De aceea nu trebuie să cădem de oboseală. Trebuie să ne îmbărbătăm unii pe alții. Trebuie să ne încurajăm unii pe alții. Și dacă cineva a căzut dintr-o dată într-o greșeală, noi toți care suntem duhovnicești, să-l ridicăm cu Duhul blândeții, să-l ridicăm cu grijă, cu multă grijă, ca să nu se prăpădească de tot, să nu se răstoarne de tot, să nu cadă de tot. Și în felul acesta, și cu cei mai slabi, și cu cei mai obosiți, și cu cei răniți, și cu cei plini de cecatrice, încet, încet, și cu cei căpetenile, și cu cei din coada turmii, încet, încet, să ne îndreptăm înspre țărm. Nu-i vremea selecției acum. Și nici noi nu suntem persoanele potrivite. Asta e vorba despre dacă ești mântuit sau nu. Nu-i vorba despre corectare, hei, fii cu minte în biserica lui Dumnezeu. Nu despre asta e vorba. Păstorii trebuie să facă asta. Că aceasta le este slujba. Scriptura spune învață, mustră, atenționează, avertizează, trebuie să facem lucrurile acestea. Dar când e vorba despre calificativul, dacă ești mântuit, ești bun să fii mântuit sau nu ești mântuit, ce capacități au niște oameni ca noi să calificăm dacă cineva este mântuit sau nu? Astăzi umplem barca lui Dumnezeu. Nu avem o dihnă până nu o umplem. Nu avem semnificație până nu o umplem. Este geabul nostru. Este misiunea noastră. Dacă ne vom da haina aceasta de pe noi ca să mai urce cineva în barcă, mare ne va fi răsplata. Dacă vom renunța la o oră de somn, să mai urce cineva în barcă, mare ne va fi răsplata. Dacă îl vei lua pe colegul tău și îl vei trage și vei ieși la garduri și vei sili pe cei care îi găsești pe drum, pe orbi, fără valoare, pe scopi oameni cu handicap, oameni fără gust, oameni fără design, oameni fără decor, oameni fără ambalaj cu gust. Dar dacă îi vei sili să urce, să intre în barca lui Dumnezeu, mare va fi răsplata. Pentru că noi toți suntem chemați să pescuim. Este procesul adunării, este procesul strângerii și nimeni nu trebuie să stea degeaba. Dacă noi acum am fi cu năvodul și am fi cu barca în larg, pe mare, ce-ați zice despre cineva care doarme în barcă Chiar acum l-a găsit somnul. Nu e așa că toți suntem obosiți? Nu e așa că toți am vrea să mâncăm un pic, să ne odihnim? Dar e vremea de așa ceva? Nici vorbă. E vremea de odihnă? O oh, nu, că nu am pescui toată viața, ne întoarcem la mal. E într-adevăr un proces lung și obositor, dar se va sfârși. Acum se sfârșește. Și are frun rost să ne întoarcem cu barca goală? Noi trăim din treaba asta. Asta ne califică pe noi. Asta confirmă competența noastră. Asta demonstrează profesionalismul nostru. Asta demonstrează priceperea noastră. E meseria noastră să prindem pești. Noi nu ne întoarcem la mal cu barca goală, pentru că avem barcă, pentru că avem năvod și pentru că stăpânul e cu noi. Iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Poporul Domnului, este vremea strângerii. Este timpul în care aruncăm năvodul. Îl aruncăm peste rudele noastre, îl aruncăm peste prietenii noștri, îl aruncăm peste colegii noștri, peste vecinii noștri și tragem năvodul. Când îl tragem sunt tot felul de pești. Și sunt acolo probabil raci, broaște, alge, crustacee și tot felul de altceva de prin apă. Dar noi scoatem tot. Și nu ne apucăm să selectăm că nu avem timp. Și nici nu ne-a trimis stăpânul să facem asta. Noi știm că atunci când ajungem la mal și când spunem mulțumim, Doamne, că ne-ai ajutat să ne întoarcem cu corabia plină și acum suntem pregătiți să mâncăm și să ne culcăm, apar pe scenă îngerii lui Dumnezeu. Și ei încep a doua fază care este doar un eveniment scurt și lămurit. Și Biblia ne vorbește despre a doua fază și uitați-vă, oamenii lui Dumnezeu, că în această a doua fază este evenimentul selectării. Oamenii nu mai sunt prezenți, sunt prezenți îngerii. Și Scriptura ne spune următorul lucru. Tot așa va fi la sfârșitul veacurilor. Îngerii vor ieși și vor despărți. Pe cine? Pe cei răi de cei buni. Care e criteriul de selecție? Calitatea. Calitatea. Că după ce au fost găsiți buni, ferice de cine rabdă ispita. Punct. Căci după ce au fost găsiți buni, li se va da cu nuna vieții. Numai după ce au fost găsiți buni. Există un criteriu de selecție, calitatea. Nimic întinat nu va intra în împărăție. În barcă da, că barca e biserica și în barcă se adună tot. Și cei care adună sunt oamenii, sunt frații, surorile, sfinții, pastorii, predicatorii și evangeliști. Barca e plină cu de toate, tot felul de pești. Aici sunt. Dar vom ajunge la țărm, pentru că omul moare o singură dată, și apoi urmează evaluarea. Evrei 9 cu 27, apoi urmează judecata și urmează cântarul lui Dumnezeu. Și criteriul de selecție este calitatea, bun sau rău. Astăzi, criteriul de selecție este să spui crezi, cred. Te botez, mă botez. Dar. Știe Dumnezeu ce e dincolo de asta? Câtă invidie, câtă lăcomie, cât furt, cât urăciune, câtă destrăbălare, câtă pângăriciune în inima omului. Știe cineva? Poate cineva să spună, da, eu cunosc niciunul dintre noi. Nu știm noi ce fac oamenii aceștia care umple sanctuarul noaptea, ziua, la lucru, acasă, pe stradă, în mașină. N-avem de unde să știm. Meseria noastră este să transpirăm strângând. Să ne întrecem umplând nevodul și trăgându-l afară. Poate să fie vânt afară. Trebuie să tragem nevodul. Trebuie să tragem nevodul. Trebuie să tragem nevodul. Îmi veți spune, dar e plin cu de toate. Așa e de când e lumea. Nu putem acum să selectăm. Trebuie să-l tragem afară cu totul. Cu totul, cu totul. Și tot punem în barcă? Da, tot punem în barcă. Și ce facem cu cei în barcă? Ducem la țărm și acolo e treaba îngerilor lui Dumnezeu. Urmează selecția. Tot noi o facem nici vorbă. Dar cine? Îngerii lui Dumnezeu. Și noi ce facem? Noi ne odihnim până va veni sfârșitul. Dar să avem de ce să ne odihnim. Astăzi este vremea prinderii peștilor. O să spun o întrebare incomodă. Câți pești ai adus în barcă? poți să-i numeri? Câți pești ai adus în barcă? Știi că vecinul dumitale este un pește? Știi că ruda dumitale este un pește? Și probabil te-ai săturat de disprețul lui și zici, nu mai îl invi la adunare că tot timpul când vine aici și spui, nu mai vreau, nici n-are de ăsta nu se pocăiește în veac. Ascultă-mă, de ce selectezi? Ești îngerul lui Dumnezeu? Am ajuns la țărm, nu cumva suntem noi în timpul în care trebuie să tragem năvodul? Că e broască, că e rac, că e algă, că e crustacee. Ascultă-mă! Trage năvodul cu îndrăzneală! Scoate-l afară și pune-l în barcă! Atâta a fost în năvod, atât ai tras. Nu poți să controlezi mai mult decât ce e în năvod. Aruncă năvodul și trage-l. Aruncă năvodul și trage-l. Aruncă năvodul și scoate-l. Dacă ai obosit, ia de la început. Dacă ai transpirat, șterge-te. Dacă ești descurajat, lasă-l pe fratele tău să spună Hei, nu te lăsa, nu te lăsa că se întoarce stăpânul Uite-te, uite-te, răsare soarele, vine răsăritul Trebuie să mai, să mai aruncăm o dată năvodul și trebuie să-l tragem încă o dată. Mai e un pic de loc în barcă. Mai sunt două locuri libere acolo. Mai sunt acolo trei locuri libere. Trebuie neapărat să le umplem. Ascultați-mă pescarilor, este responsabilitatea noastră. Este responsabilitatea noastră, a noastră. Hristos a plecat și ne-a dat nouă barca, ne-a dat nouă năvodul, ne-a dat nouă timpul și onoarea de a pescui. Ascultați-mă, într-o zi ne va întreba ce ați făcut. Nu ne-a lipsit nimic. Am avut pâine să mâncăm. Am avut timp să dormim, am avut unitate, ne-am întâlnit, ne-am rugat, am postit, ne-am învățat unii pe alții. Noi suntem biserica lui Dumnezeu, noi suntem pescarii lui Dumnezeu. Năvodul e aici, Năvodul în mâna noastră și asta e barca, asta e corabia, trebuie umplută de pești. Nu te face vinovat înaintea Domnului, nu te face vinovat înaintea Domnului. Este procesul adunării peștilor, este timpul, mulți sunt chemați. Mulți sunt chemați. Când vom ajunge la țărm, o vreme hotărâtă de el ne va spune, acum odihnește-te până va veni sfârșitul. Și atunci vor veni îngerii și va urma evenimentul selectării. Ei vor selecta după principii spuse de Tatăl, de Stăpân. La nivelul lor de competență, la nivelul lor de pricepere angelică, superioară, nouă, ei vor lucra fără greșeală. Ei cunosc tainele. Ce este descoperit, știm și noi. Ce este ascuns, știe numai Dumnezeu toate lucrurile atunci vor fi date pe față și îngerii lui Dumnezeu vor avea evidența. Se vor uita la fiecare și pe unul va pune într-o parte și pe altul în alta. Câte surprize vom avea atunci? Vreți să acceptați afirmația asta? Câte surprize vom avea atunci? Pentru că principiul calității va guverna criteriul de selecție. Ce e bun cu ce este rău. Nimic întinat nu va intra, nimic murdar nimic murdar, nimic murdar, nimic murdar. Trebuie să fie o bunătate după bunătatea lui Dumnezeu. Trebuie să fie o bunătate inspirată din Duhul lui Dumnezeu și din Cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de cine rabdă ispita, punct, că după ce a fost găsit bun, va primi ce a fost făgăduit. Ferice de cine a fost găsit bun, de aceea e bine să fie partid între voi, spunea Pavel, că în felul acesta vor fi puși în evidență cei buni și se va face diferența între ei și cei răi. Și va veni evenimentul selectării. Aș vrea să facem câteva aplicații practice și să ne apropiem de încheiere. Toți oamenii trăiesc în mare, în lume, și niciun pește nu poate să iasă singur din mare. Peștele nu se poate autopescui. El trebuie pescuit. Trebuie cineva, un pescar, cât de amator să fie. Să arunce și să tragă. Să arunce și să tragă. Cât de amator să fie pescarul acela, peștele nu se prinde singur. Trebuie să-l pescuiască cineva. Și să-l tragă afară din mare și să-l pună în barcă. Să-l scoată din lume și să-l pună în Biserica lui Dumnezeu. Aceasta este prima aplicație practică. Aduceți oameni la biserică. Pe toți oamenii pe care îi puteți aduce aici, aduceți imediat. Rugați-vă să aveți succes. Rugați-vă să aveți cuvinte potrivite. Fiți niște oameni înțelepți. Nu întreceți măsura nici într-un fel, nici în altul. Nu fiți mai plini de râvnă decât sunt oamenii din Biblie care ne slujesc drepte exemple. Fiți înțelepți. Fiți echilibrați. Fiți pricepuți, mânuiți cu abilitate năvodul. Nu scoateți peștii morți afară. Cu băgare de seamă lucrați. Că nu-i barca noastră, nu-i năvodul nostru și nu-s peștii noștri. Noi am fost angajați pentru o vreme să lucrăm pentru stăpân și să-i umplem barca cu pește. Dumnezeu ne-a trimis și ne-a dat vrednicia aceasta și nimeni nu ne-o va lua înapoi. Observați cum se duce un pescar în Afganistan și ce pescar firav. Și ce undicioară mică are de gândești că numai într-un acvariu ar putea să pescuiască. Și se duce acolo unde sunt numai balene și numai hipopotami și numai dinozauri. Și Dumnezeu îi trimite pe oameni să pescuiască. Te simți un pescar? Știi că ești trimis? Știi că ai o unealtă de pescuit și este aici? Deschideți gura și vorbește despre Isus spune că El îi iubește pe toți oamenii. cheamă pe oameni la biserică, vorbește-le din Evanghelia lui Dumnezeu, Dele un disc, o predică, dă un nou testament, Dele o scriptură, cheamă să vorbim cu ei, cheamă ne să ne întâlnim cu ei, cheamă -i. este responsabilitatea noastră la amândoi, pentru că nu știm cât timp de pescuit mai avem și ne întoarcem cu barca goală, vai, ne întoarcem cu barca goală, cum să ne întoarcem cu barca goală? Ce va zice stăpânul când ne vom întoarce cu barca goală? Ne va întreba unde ați fost? Dar de ce n-ați prins nimic? Dar de ce barca cealaltă e plină și a voastră e goală? O, oh, Doamne, ce-i vom răspunde? Fraților, ce vom răspunde? Pe fiecare ne va întreba. Ne va striga pe nume. Nu va fi la grămadă, pe nume. Și urmează principiul selectării. Selecția este un eveniment și este făcut de îngeri. Dacă Evanghelia nu scoate un pește din mare, nimeni nu poate să-l scoată, pentru că Evanghelia este în vod. Observați că pescarii sunt responsabili de pescuit și îngerii sunt responsabili de selectat. Sunteți siguri că înțelegem care este responsabilitatea noastră? Ascultați-mă, aduceți pești în corabie și apoi lăsați-i pe îngeri să-i selecteze. Aceasta este pilda năvodului. Umpleți corabia cu pește. Dacă poți să aduci un pește, te rog, adul și închină-l stăpânului. Este ceea ce faci pentru el. Ai făcut atâtea lucruri pentru oameni. Oamenii te-au manipulat. Ți-au folosit bunătatea și au tratat-o ca pe o slăbiciune. Ți-ai pierdut zile și nopți, bani. Și toate le-ai făcut pentru oameni. În seara aceasta, stăpânul așteaptă să aduci pești. Să-i aduci aici în corabie. Ești sigur că ai făcut tot ce poți? Dacă ai ceva bani. N-ai vrea să cheltui din ei ca să vină cineva aici? Dacă ai ceva posibilitate, capacitate să vorbești, dacă ai un pic de influență într-un grup de oameni, n-ai vrea să cheltui un pic din ea ca să aduci pe cineva aici? Dacă poți să aduci pe cineva aici, n-ai vrea să-l aduci chiar acum? Ești sigur că nu poți să aduci pe nimeni? De ce? ce îți lipsește? Ascultă-mă, ce îți lipsește? Este procesul pescuirii, mulți sunt chemați. De ce nu te grăbești? De ce nu faci ceva? Ce-i vei spune stăpânului? De ce stai? Ascultă-mă, adu pești în corabie. Fă tot ce poți, fă tot ce poți și apoi lasă-i acolo. Imediat ajungem la mal și vor veni îngerii și ei vor face selecția. Astăzi suntem încă în barcă și putem încă să acoperim lipsurile noastre din trecut. Mi-a părut rău că l-am cunoscut pe Domnul doar la 21 de ani. De pe la 14-15 ani, când am început să deosebesc binele de rău până la 21, am făcut multe lucruri rute și am pierdut mulți ani. Îmi pare așa de rău că s-a dus viața și ce am făcut pentru el într-o zi stăpânul o să tragă barca la mal. Și atunci degeaba voi vrea eu să mai pescuiesc. Eu știu că într-o zi stăpânul mă va chema și îmi va spune câți pește am prins. Mare lucru? Câți pește am prins? Nu va părea atunci rău că n-am prins mai mulți pești pentru el? El este dragostea noastră. El este stăpânul nostru bun și minunat. El ne-a trimis având încredere în noi. Mai avem această sensibilitate, o inimă moale ca să simtă mustrarea Domnului? Sau pur și simplu există atâta împietrire încât ni se pare normal să ascultăm toate predicile și pur și simplu să ricoșeze din noi, oamenii lui Dumnezeu? Dacă pescarii nu pescuiesc, agricultorii nu vor pescui niciodată. Soldații nu vor pescui niciodată. Pilat nu o să pescuiască niciodată. Irod nu o să pescuiască niciodată. Știți cine pescuiește? Pescarii. Știți cu ce? Cu năvodul. Știți când? Ziua și noaptea. Știți pe cine? Orice ființă din apă aruncăm și tragem afară și deșertăm în barcă și aruncăm din nou și tragem afară și punem în barcă și aruncăm din nou și tragem afară și scuturăm în barcă și când va veni stăpânul, vorba lui Luther, dacă știu că mor mâine astăzi să desc un pom, nu știu câte ocazii o să mai am să mai predic, știu că într-o zi va fi ultima predică, dar îmi pare rău că n-am predicat mai mult pentru Dumnezeu, că n-am alergat mai mult pentru Dumnezeu, că nu m-am ostenit mai mult pentru Dumnezeu, că n-am făcut mai mult pentru Dumnezeu, puteam să fac și n-am făcut din anumite motive. În seara aceasta acest cuvânt se îndreaptă înspre noi și ne spune următorul lucru. Ești în timpul serviciului, ești în timpul misiunii, ai pe ai aparatul aici la, la cingătoare, ca să te sune stăpânul și să spună, hei, urcă-te repede în barcă și aruncă năvodul. Trebuie să adunăm pești și să-i lăsăm acolo, pentru că barca o va trage stăpânul la țărm și el va spune, tu da, tu nu. Zece fecioare, cinci da, cinci nu. Două femei la moară, una da, una nu. Doi pe acoperiș, unul da, unul nu. Doi într-un pat, unul da, unul nu. Cine face selecția? Îngerii lui Dumnezeu. Vreau în această seară să stăm înaintea stăpânului și să acceptăm faptul că puteam să aruncăm năvodul de mai multe ori și nu l-am aruncat din diverse motive. Și se va întoarce stăpânul și vom sta în fața lui plin de emoție și poate de rușine. Noi nu vom participa la selecție că suntem doar muritori, noi înșine vom fi selectați. Selecția o vor face îngerii, acela nu mai este geabul nostru, munca noastră. Vă chem în această seară, frații mei pescari ai Domnului, să stăm în barca lui Dumnezeu în biserică, să aruncăm năvodul Evanghelia, să tragem și să punem în vase și să așteptăm momentul în care se va întoarce stăpânul după cum a făgăduit și va veni cu armata de îngeri care va începe să selecteze. Iar singurul criteriu de selecție va fi calitatea. Doar ce este bun va fi luat. Nimic murdar nu va intra în cer, nimic murdar nu va intra în cer, nimic murdar nu va intra în cer. În timp ce pescuiești, ai grijă să fii curat. În timp ce pescuiești, ai grijă să nu fii murdar. În timp ce pescuiești, uite-te și la dumneata, închei cu afirmația din Nemia și din Ezra. Cu o mână luptau, iar cu cealaltă zideau. Făceau două lucruri diferite. Asta este ceea ce trebuie să facem noi, poporul Domnului. Vă chem în seara aceasta într-o seară care va deveni istorie pentru noi. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne uităm la două lucruri. Suntem curați. Doi pescuim cu râvnă, cu succes, cu înțelepciune, cu tragere de inimă. Înainte să pleci, te rog, lasă-te confruntat cu aceste două întrebări și apoi du-te acasă și dacă mai ai zile, ține-te curat și pescuiește cu râvnă. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune.